Robert Glință, finalist în două probe la Mondialul de la Budapesta, și David Popovici, dublu campion mondial la același campionat, se întorc în această seară acasă cu o cursă care sosește pe aeroportul Henri Coandă din capitală. De fapt, la TVR Info veți putea urmări o ediție specială între, 9 și 2, între ora 9, 21 și ora 23, în care veți vedea imagini de la întoarcerea în țară a celor doi și a echipei de natație a României. David Popovici a câștigat o medalie de aur la proba Regina a natației, cea de 100 de metri liber, iar cea de-a doua medalie, tot de aur, în proba de 200 de metri liber. Dublul campion mondial va fi primit la salonul oficial. La eveniment va fi prezent și Eduard Novak, ministrul sportului. Performanța lui David Popovici a mai fost reușită acum 30 de ani de americanul Jim Montgomery. Se fac eforturi ca acesta să fie prezent la sosirea la București a lui David Popovici.